mijlocul mortal balena albastră în atenția autorităților din Vâlcea, după ce un băiat de 17 ani a ajuns la unitatea de primiri urgențe vineri seara. În urma unui consult amănunțit, medicii au constatat că adolescentul, care s-a prezentat la spital din cauza unei răceli, avea pe mâini și niște urme mai vechi de tăieturi, despre care băiatul a povestit că și le-ar fi făcut în glumă. Despre joc se vorbește și în școlile din Vâlcea, iar directorii unităților de învățământ au fost prevăzători și au organizat deja ședințe atât cu părinții cât și cu elevii. La nivelul școlii am avut o serie de întrevederi cu cadrele didactice, dar și cu părinții pe această temă. În primul rând, am beneficiat de suportul doamnei consilier psihologic, care ne-a ajutat să comunicăm cu copiii la orele de dirigenție. Am tatonat, ca să spun așa, terenul în rândul elevilor, pentru că au existat discuții, copiii erau informați fie din presă, fie de la noi, însă la nivelul școlii nimeni nu este implicat în acest joc. În Vâlcea, nu doar profesorii și-au făcut temele, ci și foarte mulți părinți, îngrijorați de amploarea pe care a luat-o jocul Balena Albastră. Se tot spune că accesul la internet sau la alte surse din astea de informare ar trebui un pic restricționat. Și noi ca părinți, mă rog, cine are calculator știe că există opțiunea aceea de control parental, ar trebui să o folosim. Ar trebui să o folosim pentru că, uite, unde se poate ajunge. Și dumneavoastră vă numărați printre părinții liniștiți care consideră că copilul este protejat în școală și în afara școlii. Mă interesează să-l protejez. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că acei copii, din păcate, nici n-au fost protejați de părinții lor, în primul rând. Vâlcea, ați auzit să existe vreun caz? Nu. Nici nu vă așteptați să... Am auzit că au fost pasionați de acest joc. În Vâlcea? Da. Ați auzit că prin școală... În zonă, da. Fenomenul este monitorizat de puțin timp și de autoritățile locale, după ce au apărut informații că jocul Balena Albastră a devenit popular și în rândul elevilor din Vâlcea. Astăzi, prefectul de Vâlcea a convocat o ședință în regim de urgență cu toți reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea apariției jocului fenomen Balena Albastră. E un joc care spune niște întrebări și ajungi să te sinucizi. Atât, dar nu mai m-am interesat. Ați fost curioși? Ai fost curios? Sau? Nu. Doar atât. Doar am citit pe internet. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea au existat în ultima săptămână câteva sesizări ale cadrelor didactice, ale părinților, cu privire la aceste aspecte, însă doar pentru două situații în parte au existat minime indicii care vor fi cercetate de către parchetul competent. În continuare, autoritățile locale îi sfătuiesc pe părinți să fie atenți ce site-uri accesează copiii, dar și la comportamentul acestora. Ambasadorul extraordinar și plenipotențial al Palestinei în România, excelența sa Fuad Karim Saliba Kokali, a fost prezent duminică 2 aprilie în județul Vâlcea. Prima oprire a fost la Consiliul Județean, unde a fost primit de șeful acestei instituții, Constantin Rădulescu. La întâlnire au fost prezenți, printre alții, președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, parlamentari PSD, directorul Spitalului Județean Vâlcea și oameni de afaceri. Din delegația care l-a însoțit pe excelența sa au făcut parte consulul general la Ambasada Palestinei, secretarul general cu probleme palestiniene în Ierusalimul de Est, directorul departamentului de asociații în Ministerul de Externe, primarul orașului Selfie, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din Palestina, doctori și ingineri palestinieni care au terminat facultatea în România. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, și-a exprimat speranța că palestinienii vor găsi pe meleagurile vâlcene oportunități, obiective și atracții culturale și turistice care să-i impresioneze și să-i determine să revină și cu alte ocazii. Sunt încredințat, excelența voastră, că există perspective
obiective pentru a pune bazele cooperării în diverse domenii de activitate, precum sănătate, învățământ, afaceri, infrastructură și turism, sectoare importante în dezvoltarea județului Vâlcea, a afirmat șeful Consiliului Județean Constantin Rădulescu. Mă bucur că am prilejul ca astăzi să împărtășim opinii și să legăm relații de prietenie și colaborare între instituții și autorități din țările noastre. Vă primim așadar cu bucurie, cu interes și cu speranța că veți găsi pe meleagurile noastre oportunități, obiective și atracții culturale și turistice, care sperăm să vă impresioneze și să vă determine să reveniți și cu alte ocazii. Sunt încredințat, Excelența voastră, că există perspective pentru a pune bazele cooperării în diverse domenii, precum sănătate, învățământ, afaceri, infrastructură și turism, sectoare importante în dezvoltarea județului Vâlcea. Atât eu, cât și conducerea Consiliului Județean Vâlcea, dar și întregul Consiliu Județean prin reprezentanții săi, acordăm o atenție deosebită dezvoltării turismului, deoarece ne dorim să atragem cât mai mulți turiști care să ne viziteze. Și motive pentru a ne vizita sunt foarte multe, deoarece îndrăznesc să spun că Vâlcea este cel mai frumos județ din România. Consider că legăturile interromane sunt esențiale în aprofundarea relației între delegația dumneavoastră, formată din personalitățile administrației și mediului de afaceri, cu reprezentanțe din diferite sectoare de activitate ale județului nostru. Județul Vâlcea este un județ încărcat de istorie, este un județ favoritor de țară, pentru că de aici au venit unii dintre cei mai importanți lideri și conducători care au dat România de astăzi. De asemenea, veți găsi în Vâlcea oameni bine pregătiți, de asemenea veți găsi în Vâlcea oameni interesați să pună bazele unei colaborări reale și benefică pentru ambele părți. Vă doresc și vă dorim, domnule ambasador, ședere plăcută în județul nostru și vă invităm să ne vizitați și să reveniți ori de câte ori vă face plăcere. Ambasadorul extraordinar și plenipotențial al Palestinei în România, excelența sa Fuad Karim Saliba Kokali, s-a arătat interesat de relații care să vizeze activități în diverse domenii, precum turismul, sănătatea și infrastructura. Suntem foarte bucuroși să ne întâlnim. Și suntem interesați să dezvoltăm relațiile bilaterale. De asemenea, suntem însoțiți de un grup interesați de aceste relații și sunt diversificați și din diferite domenii. Dânșii locuiesc și muncesc în România și misiunea lor să întrețină relații și cu populația oamenilor. Noi totdeauna avem ținta noastră, este să avem, să creăm relații cu poporul român. Și de asemenea suntem interesați să avem relații și activități în diferite domenii economice, turistice și de toate domeniile. În ceea ce privește colaborare între România și Palestina și România și în mod special cu municipalitatea Râmnicu-Vâlcea, această vizită este prima vizită pe care o efectuăm la dumneavoastră și vă promitem că o să venim încă o dată și a doua oară. Și asta depinde de dumneavoastră. Putem organiza întâlniri mult mai active în diferite domenii.
special în domeniul turismului. Și economic și a oamenilor de afaceri. Desigur, astăzi o să formăm o imagine și o idee despre orașul dumneavoastră. Și acest lucru o să ne dea ideea în ce direcții putem colabora. Sperăm că vizita noastră de astăzi să fie cu succes. Și sperăm să creăm prieteni în acest oraș minunat. Să continuăm cu relațiile noastre înainte. Conform programului pus la punct de conducerea Consiliului Județean, delegația palestiniană a vizitat și stațiunile balneare Olănești și Călimănești, precum și un atelier de ceramică din comuna Vlădești. Ziua Jandarmeriei Române, marcată și la Râmnicu Vâlcea, printr-o ședință festivă, în cadrul căreia s-au acordat recompense celor mai merituoși angajați a Inspectoratului Județean de Jandarmi. Prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne au fost înaintați în gradul următor, înainte de expirarea stagiului minim, 4 subofițeri și 2 ofițeri. În gradul de locotenent colonel, domnul major Ioniță Ion Cristian. În gradul de major, domnul capitan Din Ion Gheorghe. Ordinul inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, numărul 297-35-21 din 30-3-2017, în conformitate cu prevederile articolelor 63 aliniatul 1 din legea numărul 18/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor actelor normative subsecvente care reglementează activitatea de management resurse umane, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române, 3-4-2017, următorii ofițeri din Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea se înaintează în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim, astfel. În gradul de plutonier adjutant, plutonier major Mihai Florin, plutonier major Pătur Cristian, plutonier major Coscaru Gheorghe, plutonier major Vlădoiu Octavian. Totodată, jandarmii care s-au evidențiat în timpul activităților specifice derulate pe parcursul anului trecut au fost felicitați de către conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea. Titlul de jandarmul anului a fost acordat plutonierului major Cristian Preda pentru implicarea de care a dat dovadă în timpul misiunilor derulate pe tot parcursul anului 2016. În urma analizei efectuate la nivelul cadrelor cu funcții de conducere, am decis ca în acest an să acordăm diploma de jandarmul anului la aniversarea Zilei Jandarmeriei Române pentru obținerea unor performanțe profesionale deosebite, o ținută morală ireproșabilă și îndeplinirea de excepție a atribuțiilor de serviciu cu ocazia misiunilor încredințate domnului plutonier major Preda. Acesta s-a făcut remarcat atât în deplinirea cu multă performanță a atribuțiilor de serviciu, acesta a dovedit multă seriozitate, respectând haina militară, având în vedere canoanele regulamentelor militare și, nu în ultimul rând, colegialitatea de care a dat dovadă pe timpul executării
misiunilor. Evenimentele dedicate aniversării a 167 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române au debutat săptămâna trecută la sediul IJJ Vâlcea cu un simpozion și s-au încheiat astăzi în parcul de lângă Teatrul Anton Pan cu un exercițiu demonstrativ executat de luptători din cadrul grupării Antitero și cu un exercițiu de dresaj canin. Incendiu violent pe drumul național 7 în județul Vâlcea. O mașină care tracta o platformă cu alte două autovehicule a ars ca o torță azi noapte, sub privirile neputincioase ale șoferului. Din fericire, atât șoferul cât și pasagerii care se aflau pe banchetă au reușit să iasă din mașină la timp, fără să fie răniți. Traficul rutier a fost blocat total în zonă timp de 30 de minute pentru a permite pompierilor să stingă flăcările. Pe drumul național 7 la kilometrul 163 pe raza localității Milcoiu a fost blocată total pentru aproximativ 30 de minute din cauza unui autoturism de teren care a luat foc în timp ce transporta pe o platformă alte două autoturisme. În urma incendiului nu au existat victime omenești. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, a fost verificată legalitatea transportului rutier, nefiind constatate nereguli. Circulația a fost reluată alternativ după ce lucrătorii din cadrul inspectoratului de situații de urgență și-au dat acordul cu privire la siguranța desfășurării traficului rutier. Potrivit ISU Vâlcea, cauza probabilă a incendiului ar fi supraîncărcarea sistemului tehnic, fapt ce a determinat o temperatură ridicată la motor și implicit aprinderea unor elemente din cauciuc și plastic. În cadrul programului social filantropic Asistență Medicală Gratuită, în zilele de 31 martie și 1 aprilie, a avut loc cea de-a doua ediție a campaniei medicale de voluntariat Sănătatea aproape lui. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul primăriei orașului Călimănești, în localitatea Jiblea Veche. Aspectul caritabil al acestei acțiuni, de fapt, continuă, să zic, o experiență pe care toți am dobândit-o datorită domnului profesor Valentin Popescu și doamnei Aurora Popescu, părinții dumneavoastră, care pentru localitatea noastră nu numai că sunt cetățeni de onoare, dar sunt cei cărora le datorăm în continuare foarte mult. Vom găsi înțelegere la Direcția de Sănătate Publică în așa fel încât să înființăm un post permanent de medic și, așa cum a spus dumneavoastră, eventual un punct farmaceutic sau cel puțin un punct farmaceutic, în așa fel încât această asistență medicală să fie cât mai aproape de oameni. Trei generații de medici și-au unit forțele în a oferi locuitorilor din Jiblea Veche un act medical realizat cu aparatură performantă, dar și cu suflet. Această locație a fost creată și suportată prin efortul financiar, moral, spiritual, cum vreți spuneți dumneavoastră, de către părinții mei. Lucrarea a fost finalizată în urmă cu mulți ani, dar din vari motive s-a întârziat deschiderea acestui cabinet. Acțiunea pe care o facem astăzi este cea de-a doua acțiune, să zicem, de caritate. Este o acțiune cu personal care este neremunerat, cu alte cuvinte este benevol. Prima acțiune a fost în toamna anului 2016, când, cu sprijinul colegilor mei din Cluj, în mod special cu doamna doctor Enescu de la Râmnicu Vâlcea, am făcut două zile de consultații în care am consultat 147 de pacienți. Cine va veni aici nu are nici un fel de obligație materială în ceea ce privește clădirea. La realizarea acestui proiect și-au adus contribuția prin acțiuni caritabile și membrii ai comunității. S-a realizat această frumoasă colaborare între domnul primar Florin Constantinescu, între domnii doctori, domnul doctor Dan Sorin Popescu, așa încât a fost posibilă realizarea acestui
program social filantropic, cum l-am numit noi, Sănătatea aproape. Scopul acestei campanii este de a înființa un punct sanitar care să ofere asistență medicală primară gratuită în zona Șiblea Veche. Stațiunea Călimănești-Căciulata devine, de la an la an, tot mai căutată de către turiști. Numai în ultimii 4 ani, numărul celor care au ajuns anual în localitatea de la poalele muntelui Cozia s-a dublat, ajungând la aproape 160.000. Avem, în primul rând, unități de cazare care oferă peste 3.500 de locuri de cazare. Avem unități de alimentație publică care sunt destul de bine grupate. Iată, în zona Cozia există 3 mari săli de alimentație publică. Avem acest cadru natural deosebit, avem personal bine pregătit profesional. Stațiunea Călimănești este una dintre destinațiile preferate ale pensionarilor din România, care vor să își trateze bolile, apelând și la resursele naturale, nu doar la medicamente. Persoanele vârstnice nu sunt însă singura categorie care vine la Călimănești. În ultimii ani, datorită investițiilor făcute de către operatorii de turism, stațiunea balneoclimaterică a devenit destinație de vacanță și pentru tineri și pentru familii dornice să se bucure de beneficiile oferite de apele termale. Avem 6 baze de tratament moderne, echipamentele de folosite în tratamentele acestea balneare, de fizioterapie, sunt de ultimă generație în toate cele 6 baze de tratament. Ele au fost modernizate în ultimul timp. Pe lângă gama aceasta mare de tratamente pe care le oferim în tratarea numeroaselor afecțiuni, afecțiuni interne, afecțiuni externe, dermatologice, extrem de important și acest lucru, pentru că ne confruntăm în ultimul timp cu iată, o gamă extinsă de afecțiuni. Iar principiile acestea naturale pe care stațiunea Călimănești-Căciulata le oferă au redevenit, să zic așa, pe primul loc în oferta medicală, înlocuind multe dintre tratamentele, la urma urmei, chimice pe care eram obișnuiți să le folosim. Așa se face că de ani buni Călimăneștiul conduce în topul preferințelor românilor cu venituri mici și medii, atât pe timp de vară cât și iarna. Conform statisticilor oficiale, numărul turiștilor care ajung anual la Călimănești a crescut de la 80.000 în 2012 la aproape 160.000 anul trecut. Banii de împrumut pentru zile negre. În luna martie, aproximativ 980 de persoane s-au împrumutat la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea pentru a-și plăti dările către stat, către furnizorii de utilități, pentru medicamente sau pentru a-și ajuta copiii ori nepoții. Valoarea totală a împrumuturilor acordate luna trecută a depășit 2 milioane de lei, cea mai mică sumă solicitată fiind de 150 de lei, iar cea mai mare de 6.000 de lei, precizează președintele CEARE Pensionari Vâlcea, Grigore Răban. La 7.000 de lei s-au împrumutat 4 pensionari. Dar ducându-ne acum și la împrumutul de până la 500 de lei, s-au împrumutat 45 de persoane. Deci e o diferență destul de mare, cred că între 4 și 45, da? Într-o valoare totală care putem să o estimăm la fiecare, de exemplu, 2 împrumuturi la 150 de lei, 5 împrumuturi la 200, 5 la 250, 8 la 300, 1 împrumut la 330 de lei. Vă dați seama cât echilibru între valoarea împrumutului și valoarea fondului de cotizație, că și a pensiei. 8 împrumuturi la 400 de lei, la 453, la 500 de lei, 13. Și așa mergem cu aceste împrumuturi, deci până la cifra de 976, din care putem aduce amintire că la filiala de la Băbeni s-au realizat
30 de împrumuturi, la Bălcești 25, la Costești 27, la Tomșan 14 și așa mai departe. Deci, în toate filialele care sunt subordonate CRU-ului pensionar și, de fapt, în toate cele 89 de localități în care avem membri ai CRU-ului s-au realizat împrumuturi, ținând cont de necesitatea acestora, mai ales acum, când se apropie și sărbătorile de Paști, cât și datorită faptului că la aceste CRU-uri sunt foarte mulți foști membrii CEAPE, care mai se ocupă de agricultură și au nevoie pentru muncile câmpului, cât și pentru nepoții pe care i-au în creștere și care urmează și ei niște școli acolo în domeniul sătesc unde se află. Grigore Răban mai precizează că luna trecută s-au acordat ajutoare pentru procurare de ochelari, de aparate auditive sau pentru tratamente balneare. De asemenea, au fost acordate ajutoare de deces în sumă totală de peste 31.000 de lei moștenitorilor celor 52 de pensionari decedați. În această lună martie s-au acordat moștenitorilor celor 52 de decedați o sumă totală de 31.250 lei. S-au mai acordat 50 de ajutoare pentru procurare de ochelari în sumă de 2.500 lei, 3 ajutoare de acestea la stațiune, 150 lei. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Vâlcea are 12 filiale în județ și peste 30.000 de membri în toate cele 89 de localități vâlcene. Guvernul Grindeanu a stabilit suma minimă cu care vor fi despăgubiți veteranii de război, care din cauza deficitului de terenuri în localitățile de domiciliu nu au putut fi împroprietăriți. Astfel, persoanele îndreptățite vor primi o sumă determinată conform grilelor notariale actualizate în condițiile legii, dar numai puțin de 1.564 de lei pe hectarul de teren la care au dreptul. În situația în care pentru aceeași unitate administrativă teritorială, în grilele notariale sunt cuprinse valori diferite. Despăgubirea se determină prin media valorilor respective, dar numai puțin de suma care se acordă în prezent. Până în acest moment, la nivel național, un număr de 1087 de veterani de război au cereri validate în vederea acordării de terenuri, dintre care 745 optează pentru primirea terenului, iar 342 solicită despăgubiri, care se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Cea de-a 18-a ediție a Salonului Național al Cărții de Etnologie s-a desfășurat la Râmnicu Vâlcea pe parcursul a două zile. În cadrul evenimentului au fost prezentate cărți care cuprind studii și comunicări de etnologie. Vom avea prezentarea câtorva cărți mai recente, editate la Sibiu și la Râmnicu Vâlcea, domnișoara dr. Andreea Buzaș, de la Institutul de Științe Socio-Umane din Sibiu, instituție excepțională, care tipărește de ani buni, de mai bine de 30 de ani, o revistă de studii și comunicări, care aproape că ține locul în reviste de etnografie și folclor de la București. Anul 2016 a stat sub semnul aniversărilor la Sibiu. Institutul de Cercetări Socio-Umane a împlinit 60 de ani de la înființare. Am aniversat 150 de ani de existența Academiei Române și 800 de ani de la prima atestare documentară a Sibiului. Un alt moment aniversar a fost prilejuit tocmai de apariția tomului 30 al periodicului Studii și Comunicări de Etnologie. Am numit această galerie Corabia Salvatoare, pornit de la o legendă în care se vorbește despre faptul care nu ne aparține, nu?
care spune că atunci când Dumnezeu i-a cerut lui Noe să salveze, pentru că venea potopul, ultimii care au fost urcați în corabie au fost meșteșugarii. Iată că acum vorbim de patrimoniu material, nu? Și care patrimoniu se traduce prin cum să faci. Ion Cuceu, etnolog în cadrul Institutului Arhiva de Folclor al Academiei Române Cluj-Napoca, a promis că va veni și la edițiile următoare. Pentru a-și aduce contribuția la îmbogățirea fondului de carte al Bibliotecii de Etnologie Mihai Pop din Râmnicu-Vâlcea. E una din cele mai importante manifestări științifice organizate în domeniul acesta al cercetărilor asupra culturii tradiționale românești. Râmnicu-Vâlcea beneficiază în felul acesta, am impresia, de cea mai completă colecție de carte etnologică și antropologică românească. Au o parte a Bibliotecii Județene Antimi Vireanu, devine astfel un centru important de documentare științifică.